Dragii mei, există vreo alertă în organismul tău spiritual care țipă după mâncare? După mâncare spirituală? Sau avem impresia că putem trăi din predici? Atenție! Predicile dau ghid și interpretare și explicare și lămurire cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu înlocuiesc hrana zilnică pe care fiecare dintre noi trebuie să ne-o administrăm cercetând personal scripturile. Suntem în vremea din urmă și vremea din urmă e pentru pocăiții cu o inimă mai aleasă. O inimă care este concentrată în sus pentru că acolo îi stă comoara. Și creștinii cu o inimă mai aleasă verificau până și ce li se predica la biserică, nu de oricine, de apostolul Pavel, ca să fie convinși, să fie siguri că ceea ce li s-a spus e adevărat, dar mai mult, pentru ca să-și primească hrana zilnică și permanentă și personală. Componenta aceasta a regenerării spirituale de care avem nevoie în vremea de astăzi trebuie combinată cu ceea ce auzeam mai devreme despre frica sau teama de Domnul. Am spus și vreau nu să pun în paranteză, să scot din paranteză acest adevăr. Mulți vin și întreabă, frate, cum să scăpăm de această dependență, de această obsesie, de acest păcat de care nu mă pot deslipi? Ca un om simplu și mai mult sau mai puțin educat în ale filozofiei, eu le spun, păi citește Biblia tot timpul, roagă-te, rupe-te de contact cu lucrurile care îți creează oportunitatea de a păcătui, îndepărtează toate legăturile care te pun pe traiectoria comiterii acelui păcat, și ține-te de biserică. Citez, le cad obrajii. Exact ca lui Naaman. Le cad obrajii. Bine, am venit la un pastor care se pretinde, care să zică să citesc Biblia, să mă rog să vin la biserică și să... A? Puteți să vă duceți la 10.000 de consilieri, psihologi, pastori și experți în consiliere. Pot să vă treacă prin programe de treapta 1, treapta 2, treapta 9, treapta 100. Pot să vă spună mii de descântece ce să ziceți, când să ziceți și cum să ziceți. Vrei să scapi de lucrurile astea, vrei să fii regenerat spiritual. Citește cât mai mult scripturile, roagă-te, vină la biserică și taie funiile de care este agățat păcatul din viața ta. Rupe-i cârligele. Dacă există o persoană care te târăște la rău, rupe relația. Dacă este un anumit timp din zi când te plimbi pe acoperișul casei și vezi ce nu trebuie să vezi, dă-te jos de pe acoperișul casei și du-te și roagă-te cu cineva. Pentru așa se rezolvă problema asta. Așa se produce regenerarea spirituală.